Ana Maria Prodan a spus, da, în plin divorț de Laurențiu Reghecamf. Fotografia cu inelul cu care și-a surprins fanii Ana Maria Prodan e cel mai rostit nume din ultima perioadă, mai ales în scandalul cu Laurențiu Reghecamf. Cei doi urmează să divorțeze, însă cu toate astea, vedeta a reușit să-și pună urmăritorii pe gânduri. Astăzi a publicat o fotografie cu un inel prin care dă multe de gândit. În plin scandal cu Laurențiu Reghecamp, Ana Maria Prodan reușește să surprindă din nou, iar de această dată impresara a lăsat fanii cu multe semne de întrebare după cea mai recentă fotografie publicată pe contul de Instagram. Deși se află în plin divorț, sexy impresara a reușit să capteze atenția tuturor celor de pe contul său de socializare, asta după ce a publicat o imagine în care apare cu inelul pe deget. Fanii s-au întrebat imediat despre ce e vorba, căci imaginea e însoțită și de o altă fotografie în care apare o inimioară. Totuși, semnele de întrebare continuă, căci vedeta a ținut să precizeze și câteva cuvinte prin care a dat multe de gândit. Să fie oare din nou îndrăgostită și deja să-și facă planuri de nuntă? Să-și fie refăcut viața, deși în plin divorț. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Da. O voi face, mulțumesc, a scris Ana Maria Prodan pe pagina sa de Instagram.